Mai mulți rechini au fost găsiți pozitiv la cocaină după ce au fost testați de biologii marini. Aceștia au descoperit o concentrație de cel puțin 100 de ori mai mare decât cea descoperită în trecut la alte animale. Cercetătorii vor să afle acum dacă substanța are același efect ca cel asupra oamenilor. Rechinii de pe coasta Braziliei au ieșit pozitiv la testele pentru cocaină în urma unor teste făcute de oamenii de știință. Biologii marini au testat 13 rechini brazilieni cu botul ascuțit luați de pe țărmurile din apropiere de Rio de Janeiro, iar rezultatele i-au șocat. Toate cele 13 exemplare au ieșit pozitiv la testul pentru cocaină, cu un nivel ridicat al substanței în mușchi și în ficat. Concentrațiile erau de până la 100 de ori mai mari decât cele raportate anterior pentru alte creaturi acvatice. Cercetarea a fost făcută de Fundația Osvaldo Cruz și este prima care a descoperit prezența cocainei în rândul rechinilor. Experții sunt de părere că substanța ajunge în apele cele mai adânci ale mărilor și oceanelor din laboratoarele ilegale care produc astfel de substanțe psihoactive. O altă sursă ar putea fi pachetele cu cocaină pierdute sau aruncate de către traficanți în apele mării, deși cercetătorii spun că șansele sunt foarte scăzute ca acestea să fie cauza. Cu toate acestea, este nevoie de mai multe cercetări pentru a observa comportamentul rechinilor la această substanță, având în vedere că, în trecut, studiile au arătat că probabilitatea ca drogurile să aibă același efect asupra animalelor ca și asupra oamenilor este foarte ridicată. În urmă cu un an au fost găsiți compuși chimici, inclusiv o substanță produsă de ficat, în urma consumului de cocaină, în probele colectate din largul coastei de sud a Angliei.